Toți câinii periculoși trebuie înregistrați de stăpânii lor. Această obligație este prevăzută în ordonanța de guvern numărul 55 din 2002, republicată în Monitorul Oficial în data de 27 februarie. Ordonanța face referire la două categorii de câini, și anume la cei de luptă și atac, asimilați prin caracterele morfologice cu cei din rasele pitbull, burbull, bangdog și metișilor, respectiv câini periculoși. Cei din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișilor. Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta de minim 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu și să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei. Conform acelui așa act normativ, proprietarii tipurilor de câini amintiți au datoria de a-și înscrie patrupedele la Asociația Chinologică, după care să se prezinte la secția de poliție de care aparțin pentru a completa o declarație pe proprie răspundere, unde să fie precizate caracteristicile câinelui și celelalte date cerute de lege. La nivelul județului Giurgiu, până în prezent au fost înregistrați peste 100 de câini periculoși, iar polițiștii au sancționat 2 giurgiuveni care nu și-au declarat patrupedele. La nivelul unităților și subunităților de poliție din județul Giurgiu, la sfârșitul trimestrului 4-2013, în evidență figurau 116 câini periculoși. În anul 2013 au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 de lei pentru încălcarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 55 din 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. Totodată, accesul patrupedelor agresive pe drumurile publice este permis dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă sau lesă. Deținătorii de câini periculoși riscă amenzi de la 500 la 1500 de lei dacă nu respectă condițiile impuse de lege.